Cu ocazia vizitei sale la Timișoara, președintele PSD Victor Ponta a anunțat oficial candidații USL atât pentru primăria municipiului Timișoara, cât și pentru șefia Consiliului Județean Timiș. Nicolae Robu a fost anunțat astăzi candidatul pentru primărie, iar Titu Boșin pentru șefia Consiliului Județean Timiș. Domnul Boșin, domnul Robu, echipa, tandemul USL. Domnul Boșin, domnul Robu. Dacă în ultima vreme se vehicula că Ilie Sârbu avea să ia locul lui Titu Boșin în cursa pentru șefia Consiliului Județean, astăzi zvonurile au fost infirmate complet, căci Victor Ponta l-a desemnat oficial pe Titu Boșin ca fiind candidatul pentru Consiliul Județean Timiș. În acest context, nici Ilie Sârbu nu a fost lăsat pe din afară, fiind numit coordonatorul de campanie al județelor Timiș, Caraș-Severin și Arad, avându-l ca și secund pe Gheorghe Ciobanu, cea mai nouă achiziție a PSD-iștilor.